Bine v-am regăsit la un nou episod, Descoperă frumusețile României. Astăzi ne aflăm la jumătatea distanței, am putea spune, dintre București și Ploiești, pe drumul național numărul 1, în dreptul Centrului pentru Organizarea Situațiilor de Urgență, unde putem vedea în depărtare și o bisericuță foarte frumoasă din lemn, să spunem așa, decorată cu șindrilă pe partea exterioară. Astăzi vom prezenta o parte din obiectivele economice, dar și turistice, ale acestui tronson de drum între București și Brașov și ne vom opri la rafinăriile Petrobraz, orașul Comarnic, Bușteni, dar și Azuga. Mai multe veți afla de-a lungul prezentării. Pentru moment, un prim popas l-am făcut într-un loc încărcat de istorie, un loc care ne amintește de cel de-al doilea război mondial. Sfârșit tragic pentru România, cu multe victime, cu decizii de război inoportune nouă, cu transformarea unui stat regalist într-unul comunist. Însă aici suntem în apropierea orașului Ploiești, în apropierea primelor rafinării construite în zonă, încă din secolul al XIX-lea. Despre istoria petrolului am putea să vorbim minute în șir. Ar trebui să menționăm că aceasta apare încă din scrierile lui Herodot, dar că primele extracții petroliere rudimentare, să spunem așa, au fost făcute încă din China, din 347, cu ajutorul bețelor de bambus. La noi sunt consemnate în Moldova în anii 1440, când, în apropiere de Bacău, petrolul a fost descoperit într-unul dintre sate luncănești și era folosit la momentul respectiv pentru ungerea osilor căruțelor, dar și pentru iluminat în case. Am fost totuși printre primele țări din lume care au avut o sondă petrolieră. Tot la Bacău se întâmpla în anii 1840. Acum ne aflăm nu departe de Petrobrazi, una dintre rafinării. Ne aflăm în incinta unui cimitir. Este un cimitir, să-i spunem așa, întemeiat, format după bătălia Tidal Wave, bătălie ținută timpul celui de-al doilea război mondial, pe 1 august 1943, între aliați SUA și Anglia, împotriva României, aliate cu Germania și Bulgaria. Ziua aceasta, de 1 august 1943, a purtat denumirea de Duminica Neagră, iar orașul Ploiești, după această dată, în istoria americanilor, a fost supranumit cimitirul bombardierelor. Ce se întâmpla la momentul respectiv? Am menționat această rafinărie de petrol de lângă Ploiești. Se știe că Hitler folosea petrolul românesc pentru a se război cu Rusia, iar aliații au dorit să îl împiedice, astfel că atacul s-a dat la 1 august 1943,
pe timp de noapte. Se spune că hărțile nu au fost chiar foarte punctual calculate, rafinăriile au fost bombardate, distruse și ele în mare parte, însă totodată a fost lovit și orașul Ploiești, peste 3.000 de persoane, de locuitori, și-au pierdut viața. Însă, peste 53 de bombardiere din cele 177 ale armatei americane au fost doborâte. Bombardiere care plecaseră din Libia, 440 de soldați uciși și peste 220 de prizonieri de război. Trupele române au fost conduse de către comandantul George Jienescu. Acest teren a fost pus la dispoziția trupurilor, să spunem așa, neînsufletițe, are soldaților armatei americane, în mare parte, o bună parte și englezi. Aici se precizează, sunt 90 de morminte, aviatori care și-au pierdut viața în operațiune descrise mai sus, cu excepția mormintelor a doi soldați și a unui aparținând un marinar din Marina Comercială, inițial împrăștiat în diferite colțuri ale României, mormintelor au fost adunate în cimitirul militar după încheierea ostilităților. După țări, mormintele se împart. Regatul Unit, Canada, Noua Zeelandă, Africa de Sud. Acest cimitir a fost construit și este întreținut de Comisia pentru Morminte de Război a Commonwealth-ului. Arhitectul este Herbert Jenner. Un scurt istoric al războiului și o hartă sunt prezentate în incinta cimitirului. Război desfășurat între 1939-1945. România, aliată a Commonwealth-ului Britanic, Franței, Uniunii Sovietice și Belgiei în al doilea război mondial, a fost ocupată de forțele germane, a devenit împotriva voinței ei un stat satelit al puterilor Axei, Germania, Italia și Japonia, până la eliberarea ei de către forțele sovietice în 1944, când s-a alăturat din nou aliaților. Zăcămintele de petrol ale României erau esențiale efortului de război german, după cum erau și liniile de comunicație pentru aprovizionarea armatelor germane pe frontul sovietic și, în timpul verii lui 1944, ambele au fost supuse unor bombardamente susținute și masive de către avioane ale comandamentului aerian aliat din Mediterane, care decolau de la baze din Italia. Astfel că o pagină de istorie din istoria celui de-al doilea război mondial a fost scrisă și în apropierea acestui oraș, Ploieștiul, cimitirul bombardierelor, cum a fost supra-numit. După cum vedeți, sunt ofrande aduse celor îngropați aici, unele dintre ele având practic steagul piloților, naționalității piloților înmormântați. Alături de pietrele tombale, să le spunem așa, ale mormintelor, găsim și câteva fotografii ale soldaților morți în această zonă. Vom continua periplul de-a lungul DN1 și vom mai face o scurtă oprire în curând lângă rafinăria Petrobrazi. Să ne continuăm povestea legată de obiectivele economice, dar totodată de interes național, chiar și turistic, de pe drumul național numărul 1. Și vorbeam despre aurul negru, petrol, așa cum a fost cunoscut în istorie. Vă spuneam că în Moldova, în 1440, pentru prima oară a fost cu adevărat exploatat, utilizat pentru iluminat în case.
Însă România, încă de la 1780, exporta petrol către Austria și Turcia. Iar în 1850, deja exporturile plecau către Rusia. În 1840, prima sondă petrolieră din lume ființa la Bacău. O rafinărie a fraților Teodor și Marin Mehedințeanu, care obținuseră la data respectivă dreptul de a aproviziona capitala cu gaz lampant. Dacă vă mai amintiți, în incursiunea noastră în centru vechi, am ajuns în partea de sud, lângă Biserica Sfântul Anton, iar pe unul dintre pereții exterior ai Hanului Manuc este o plăcuță mare pe care scrie 1857, București, prima capitală din lume, iluminată cu lămp cu petrol lampant. Un lampagiu, ca să-i spunem așa, venea în fiecare seară, aprindea aceste lămpi, dimineața venea și le stingea. Petrolul venea de la Bacău la început, apoi chiar și de la aceste rafinării pe care le vedeți, care au fost construite tot în secolul al XIX-lea, împreună cu companii americane la început, Astra. Multe dintre ele au dispărut pentru că au fost bombardate, vă spuneam mai devreme când am vizitat cimitirul soldaților din cel de-al doilea război mondial. Rafinăriile White au fost refăcute. La Ploiești se știa că se produce un petrol ieftin, inodor, incolor, care ardea constant și fără să lase cenușă. Uleiul de rapiță în 1857 a fost înlocuit cu acesta, cu petrolul procesat. Între 1860-1895 sunt fondate primele companii de exploatări petroliere. SUA devine unul dintre combatanții, să le spunem, rafinăriilor românești, concurență directă. La noi în țară, în 1895, Petre Carp elaborează prima lege a minelor. În 1900, România devine prima țară din lume care exportă internațional petrol. În 1908, încă o noutate are loc în această zonă, în orașul Ploiești, se deschide prima școală de maestri, sondori și rafinori din lumea întreagă. Specialiștii acestei școli vor fi căutați internațional. În 1934, în România, se atestă cea mai adâncă forare pentru căutarea petrolului. Iar în 1937, România ocupa deja locul 7 în lume privind rezervele de petrol după URSS, SUA, Irak, Iran, Venezuela și Indiile olandeze. Astăzi suntem în fața rafinăriei Petrobras, OMV, Petrom, o rafinărie deschisă încă din 1934, cu o capacitate de 4,5 milioane tone țiței, un petrol transformat zilnic în motorină, benzină, GPL, carburanți sau carburanții cunoscuți pentru aviație. Putem remarca că austriecii au jucat un rol important, poate, în istoria țării și au adus contribuție, este adevărat, în Transilvania, prin arhitectură, dar au știrbit totodată pământul acestei țări de o bună parte dintre bogății. Nu ne referim numai la rezerva de aur negru, ci și la cea lemnoasă, dar dacă ne amintim și de Imperiul Austro-Ungar, de absolut toate exploatările miniere, dar și de marmură,
care s-au efectuat în Carpații Românești, în zona Transilvaniei. Vom continua periplul nostru de-a lungul șoselei naționale, drumului național 1, cu o viitoare oprire la Comarnic. Suntem în continuare pe DN1, nu departe de localitatea Sinaia, reședință de vară a monarhilor României, într-o localitate de talie puțin mai mică, devenită oraș în 1968, în perioada comunistă, orașul Comarnic. Comarnic, practic, este un toponim care provine în limba română datorită transumanței și bogăției culturale pe care acest obicei străvet legat de istoria poporului român a lăsat-o. Se știe că oierii, crescătorii de oi în special, dar și de vite, în secolul XIX parcurgeau distanțe lungi, traversau Carpații, traversau chiar și Almunți, ajungând până în Caucaz sau mergând până la Oceanul Atlantic. Acest obicei a săpat de-a lungul rutelor de transumanță și a lăsat urme memorabile, nu numai în denumiri de locuri, cum avem aici Comarnicul, unde se strâng oile, practic, pentru că aceasta era o zonă cunoscută de păstorit, de altfel întregul arc carpatic și subcarpatic. Iar locuitorii acestor actualmente orașe, foste sate, cătune, erau în principal păstori, crescători de animale. Comarnicul a fost atestat în anul 1510. La sfârșitul secolului al XIX-lea era o comună rurală care cuprindea 9 cătune. Avea 3 mori de-a lungul râului Prahova, dar și 2 fabrici de var hidraulic. În 1931, satul Secăria, care se află la peste 900 de metri altitudine, în coasta Comarnicului, să-i spunem așa, se separă, devenind ea însăși o comună. Astăzi, orașul Comarnic are în jur de 12.000 de locuitori, iar pe partea centrală a orașului, de-a lungul căii ferate construite între Brașov și Ploiești, între Imperiul Austro-Ungar și Țara Românească, în perioada 1872-1874, la decizia celor două puteri de a lega cumva de-a lungul văii Prahovei aceste două părți delimitate de Carpați, în urma unui decret semnat de către cele două puteri, de-a lungul acestei căi ferate s-au construit case ale negustorilor. Negustorii care străbăteau. Se știe că atât rutele din Țara Românească, dar și cele din Transilvania, erau puncte de legătură, practic, între Orient și Europa. Din acest motiv, multe dintre orașele țării poartă denumirea de târg, pentru că au fost târguri comerciale. Dar nu numai acelea, ci și acestea mai mici, unde negustorii se așezau de-a lungul străzii principale inițial. Pe partea dreaptă, opusă căii ferate, admirăm frumoase case
cu pridvoare, cu prispe sau balcoane la nivel superior, o broderie minunată în lemn, care ne aduc practic aminte de o epocă victoriană, ai putea să spunem, a orașului Comarnic. Perioada de după construirea căii ferate, care a fost inaugurată în 1879. La calea ferată, trebuie să spunem că au participat ambele tronsoane, cel dinspre Brașov către Ploiești, dar și dinspre Ploiești înspre Brașov, au fost începute concomitent. Iar în 1879 a avut loc inaugurarea căii ferate. Companiile care au lucrat la realizarea căii ferate au fost Crowley, Banderson, englezești din Marea Britanie, dar și franțuzești, Leon Guyou. În anii 1930, calea ferată a fost deja electrificată, iar din anii 40, șina de cale ferată, făcută unic, a fost dublată. Putem vedea înscris denumirea orașului Comarnic chiar la baza căii ferate. Și ar trebui să ne amintim de aceste locuri, de o localitate aflată nu departe, tot în județul Prahova, pentru că ne aflăm de-a lungul văii Prahovei, care își are izvoarele în Carpați și se varsă în râul Ialomița, 183 de kilometri, Ialomița urmând un curs mai lung până la Dunăre, aproximativ 400 de kilometri. Și ar trebui să menționăm localitatea Văleni, Vălenii de Munte, unde în casa personală inginerul de origine română Gheorghe Pănculescu, care a trăit între 1844-1922, recomandat lui Gustave Eiffel, constructorul, inginerul constructor al turnului Eiffel, simbol al Parisului, de către Vasile Alexandrii, inginerul român absolvind Politehnica de la Zurich, în 1869 a primit vizita lui Gustave Eiffel, acesta fiind fascinat de proiectele realizate de către inginerul român, a venit să studieze structurile metalice și drumul feroviar care legau și leagă și astăzi predealul de Ploiești. Se spune că inginerul român ar fi avut o contribuție semnificativă ca angajat colaborator al companiei lui Gustave Eiffel, participând cu idei personale la realizarea turnului, care astăzi a devenit simbolul Parisului, un turn inaugurat cu ocazia expoziției internaționale de la sfârșit de secolul XIX, care s-a dorit a fi demolat la momentul respectiv, dar întrucât găzduia releele de radiocomunicații, a fost păstrat. Astăzi își are farmecul său, așa precum și casele acestea pe care le puteți admira, parte din ele
au fost restaurate, unele și-au păstrat scopul inițial pentru care au fost construite, case negustorești, având locuința la etaj, iar în partea de inferioară, de la parter, fiind practic magazine. Vom continua excursia noastră pe DN1 cu un următor popas la Muzeul Cinegetic de la Posada. Parcurgând serpentinele drumului național 1 între Comarnic, Sinaia, ne oprim pentru un scurt popas la Posada, loc de trecere, da? Unde ne aflăm în fața unui vechi conac. Un conac înființat de domnitorul Gheorghe Bibescu în anul 1840. O construcție tradițională de piatră din zona de munte. O construcție care în 1915 a fost incendiată, clădirea principală, de către trupele germane, în dorința de a arde, de a distruge arhiva legației britanice care își avea sediul aici, depozitată de către Lordul Thompson. În anul 1916, trupele maghiare distrug și celelalte clădiri, plus colecția de tablouri și picturi, colecție a prințului Bibescu. Însă, mai târziu, clădirea aceasta va fi renovată, restaurată, iar în 1996, după ce, bineînțeles, în perioadă comunistă a fost confiscată, parte din ea s-a stabilit o ramură a Institutului de Biologie din București, iar o altă latură s-a dezvoltat cu o nouă construcție, o nouă clădire. La 20 noiembrie 1996, deschizându-și porțile, o secție a Muzeului Național Peleș, Muzeul Cinegetic al Carpaților. Se știe că România este binecuvântată cu o suprafață, cea mai mare poate suprafață împădurită, ca și țară, din toate țările Europei. Suprafețe întinse de păduri virgine, o faună și o floră foarte bogate și foarte diversificată. Pe lângă fauna și flora Carpaților, avem și fauna și flora Deltei Dunării, considerată al treilea paradis al lumii, după insulele Galapagos și bariera de corali a Australiei, unde se pot întâlni peste 4.000 de specii vertebrate, nevertebrate, peste 360 de specii de păsări, 70 extraeuropene, care vin din 5 destinații diferite din lume pentru a se reproduce, a-și face cuibul, dar și peste 160 de specii de pești, paradis al sturionului, nisetru, mărun, păstrugă, cegă, astăzi în perioadă de prohibiție datorită pescuirii intensive. Iar toate aceste specii, inclusiv ursul brun, avem cea mai mare populație de urs brun din pădurile
Europei, pădurile noastre adăpostind anual peste 6-7 mii de exemplare. O bună parte le putem studia îndeaproape în incinta acestui muzeu de la Posada. România beneficiază de un fond de climă temperată, dar cu influențe de climat blând venind de la Oceanul Atlantic, dar și un exces continental din stepele Asiei și ale Mediteranei, Arcul Carpatic constituind un dispecer al maselor de aer. Vânatul este de o bogăție rară. Se știe că se organizează campanii de vânătoare la nivel internațional, cu oaspeți internaționali, pentru mistreț, dar și pentru celelalte specii. O parte dintre ele le regăsim expuse în acest muzeu, inclusiv trofee la nivel mondial, recorduri mondiale, cum este cel la Crapra Neagră din 1937, decorat la expoziția de la Leipzig, sau recordul mondial la Cerb din 1981, de la expoziția de la Plovdiv, sau cel de craniu și blană de urs, inclusiv blană de lup, din 1985 la Brno. O parte din exponate, cele care au rezistat incendiului din 1944, când muzeul regiei românești silvice a dispărut la București, au fost aduse aici. Mai avem o ramură muzeului cinegetic, să-i spunem așa, la Sibiu. Însă muzeul de vânătoare, propriu zis, a fost fondat aici în 1931. În 2004 clădirea a fost renovată de către Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, în proprietatea căreia trece. Acest muzeu, extinzându-se pe o suprafață de peste 3800 de metri pătrați, expoziția de bază cuprinzând peste 2400 de exponate, pe lângă trofeele de vânătoare și spațiile special create din specia pontică, deltaică, carpați, grupate pe categorii, întâlnim și obiecte cu specific vânătoresc, arme de vânătoare sau obiecte de exploatare forestieră. Mai sunt expuse și recordurile naționale la Cerb, vânat în 2003 de Ronald Philip, sau cel vânat de către fostul președinte comunist Ceaușescu în 1980, recordul național la Mistreț din 1978 sau la Craniu de Urs al lui Xavier de Montbel. Muzeul dispune și de simulatoare moderne 3D care învață copiii, îi instruiesc să devină vânători, să practice această îndenericire, meserie sau hobby, folosite la interior pentru tragere și vânătoare. Acest întreg conac, clădirile adiacente, constituie un loc deosebit de popas, dar și un spațiu educativ pentru copii, pentru tineri, dar pentru oameni și pentru oamenii de toate vârstele. Sunteți așteptați să-i călcați pragul în călătoriile dumneavoastră
către zona montană. Bine v-am regăsit pe Valea Prahovei. Suntem în orașul Bușteni, un oraș de la poalele muntelui Caraiman. Tocmai ce am trecut printr-o poartă, pe sub o poartă, care vă spuneam face distinția dintre spațiul exterior și spațiul intim, să spunem, al mănăstirii. Este ceață, nu putem vedea crucea eroilor de pe Caraiman, dar poate că aceasta va dori să ni se dezvăluie cu grație ceva mai târziu. Însă avem în fața noastră o construcție impunătoare, Biserica Sfintei Cruci a Caraimanului, cu bisericuță din lemn și bisericuță din piatră, alături de Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce, Mănăstirea Caraiman Bușteni. Ar trebui să spunem întâi câteva cuvinte despre acest orășel, foarte căutat de locuitorii din partea de sud a țării sau de sud-est, care vin să se recreeze, să respire aerul oxigenat sau să practice sporturile montane, ori să străbată pădurile dese și să se bucure de peisaje deosebite. Orașul Bușteni a fost atestat în anul 1800, un oraș care astăzi numără în jur de 9000 de locuitori și se află la o altitudine de peste 875 de metri, la poalele Carpaților, munților Bucegi. Unde se știe că ar fi existat, chiar unde aveam acest edificiu al naturii, monument al naturii, Sfinxul, un altar al dacilor. De altfel și râul Ialomița era considerat râul sfânt al dacilor. Între Vadul Cerbului și tunelul de pe Muchea Lungă, orașul se întinde pe 7 km de-a lungul Văii Prahovei. Râul care primește mai mulți afluenți ai Văii Cerbului, Valea Albă, Urlătoarea, în componența orașului, astăzi intrând și Poiana Țapului. În anul 1782, domnitorul Mihai Șuțu înființează cu 24 de familii de scutelnici primul cătun în aceste locuri, denumit Izvorul. Acesta, practic, dă naștere Bușteniului, Poianei Țapului, dar și localității Azuga. Între 1783-1854, se instalează alte familii. În perioada Primului Război Mondial, cum limita Imperiului Austro-Ungar era până în apropierea Azugii, deseori aceste localități sunt invadate de către austrieci. Pe aceste locuri, în 1782, exista un han, Slonul de Piatră, Zamora. Zamora, de fapt, fiind o denumire dată unei cățelușe de vânătoare, care, îndemnată fiind să aducă vânatul, îi se spunea Zamura. Mergi și adu. Aici se opreau negustori pentru a se ospăta, dar și pentru a se odihni.
De fapt, la Bușteni era un teren nelecuit cu gropi, cunoscut în anii 1790 în cronicile vremurilor. Primele case construite au fost în 1793, case ale unor negustori pe Valea Albă, ale familiei Drăguș, Niță, Enache. În 1846 se construiește o șoseaua Câmpina-Predeal, iar la sfârșit de secol XIX, cum aminteam mai devreme, se inaugurează și calea ferată. În secolul XIX, atât Bușteniu cât și Azuga erau cătune ale comunei Predeal. În această perioadă, deja a monarhiei românești, se construiesc biserica din centru, biserica domnească, localul școlii vechi la 1865, fabrica de hârtie, de mucava sau de paie la început, care producea hârtie de împachitat, dar și hârtie pentru tipar. Ulterior s-au construit și câteva hoteluri sau vile foarte elegante care ofereau cazare turiștilor. În anul 1907-1908, tinerii care obișnuiau să meargă în stațiunile de schi din străinătate aduc acest trend, această modă și aici, astfel că Bușteniul capătă o nouă aliură, de altfel Azuga și Sineaia, de asemenea, a unei stațiuni montane unde se pot practica sporturile de munte. În oraș, pe lângă bogăția pădurilor care îl înconjoară, putem descoperi monumente antropice, Crucea Eroilor, aflată la peste 2200 de metri altitudine, construită la cererea reginei Maria pentru soldații morți în primul război mondial, construită între 1924-1928, o cruce care de altfel a intrat în cartea recordurilor, fiind cea mai înaltă cruce pe piscul unui munte. Din anul 2013 este în World Guinness Book. Arhitectul crucii fiind Ludovic Dolinski, o cruce de oțel, care are brațe de 7 metri, dar și peste 300 de becuri. Becuri care se aprind seara și luminează din depărtare, crucea fiind vizibilă chiar de la intrare din Predeal și până aproape de mijlocul stațiunii Sinaia. Rute deosebite pe munte pot fi efectuate plimbări până la baza crucii. Totodată în oraș mai descoperim statuia caporalului Mușat, denumită Ultima Grenadă, în fața gării, sau Casa Muzeu a lui Cezar Petrescu, Castelul Cantacuzino, o altă reședință a nababului de care vorbeam într-un episod trecut la București pe Calea Victoriei, actualul Muzeu al Muzicii, dar și Casa de Cultură, construită la sfârșit de secol XIX și reconstruită în 1986, fostul cămin preoțesc sau Vila Leonida, Vila Aura Buzescu, toate cu patina vremii și arhitectura tipică montană, inclusiv fabrica de hârtie pe care o vom vedea curând pe partea opusă de a drumului național 1, care ne-a permis accesul până la mănăstire. Despre istoricul acestei mănăstiri
am putea să spunem destul de multe. Ar trebui să începem, de fapt, cu viața ctitorului ei, preotul Gherontie Puiu, care astăzi străjuiește și ghidează persoanele din ceruri. Acest ascet, care și-a petrecut mai bine de 10 ani în pustie, prin pădurile Carpaților, în această zonă, care în 1989, la Revoluție, întors la Mănăstirea Neamț, este uns monah și totodată înscris la seminar, el neavând decât 4 clase de școală. În timpul în care spovedea în 1995 o credincioasă la Iași, face un atac cerebral, este dus la spital, însă rămâne doar pentru o noapte. A doua zi, trezindu-se și dorind să-și continue visul. An la rândul, în rugăciunea continuă petrecută în grotele Carpaților, i s-a arătat permanent Maica Domnului, care i-a spus să-și vadă menirea, să construiască casa ei, o mănăstire, o biserică. Numai că întrebările veneau în permanență în mintea monahului, unde să fie această casă. Iar într-unul din visele sale, Maica Domnului i s-a arătat, chiar după ce făcuse acest atac cerebral, se zice că atacurile cerebrale sunt de fapt fulgere primite minții omului atunci când nu-și mai amintește de fapt care este venirea și ce are de făcut. Și mintea este zguduită pentru a reorganiza. Monahul îl avea în permanență în minte această dorință de a realiza o mănăstire, însă nu găsea locul. Maica Domnului i-a transmis că va găsi o poiană în care în mijlocul ei va fi un brad ca un policandru cu 6 ramuri pe care va fi întruchipat chipul Fecioarei. Parcurgând aceste poieni la bazele caraimanului, descoperă acest policandru natural pe care să dea întipărit chipul Maicii Domnului și realizează că, de fapt, rugăciunea și-a atins scopul și a găsit locul de amplasare al mănăstirii. Astfel că această construcție începe, bineînțeles, după Revoluție și timp de 20 de ani, după ce este construit acest mic altar în jurul bradului, cu chipul Maicii Domnului, se construiește bisericuța de lemn, apoi biserică de piatră, în stilul bisericilor din zona montană, cu pridvor deschis, un element pe care îl întâlnim și la casele tradiționale românești, provenite de la stilul brâncovenesc, dar și acest ansamblu social denumit Sfânta Cruce, unde pot fi găzduite persoane, chiar și în sistem hotelier pe partea din stânga. Gherontie Puiu a fost cunoscut de foarte multă lume din zonă, care venea să îi atribuie, să-l întrebe diverse lucruri, să-și găsească rezolvarea problemelor.
Nimeni nu pleca fără răspuns. Și astăzi din ceruri, probabil că își ghidează la fel de bine credincioșii. Pe fațada bisericii de piatră putem vedea trei mozaicuri. Iisus Hristos Pantocrator deasupra ușii principale la intrare. În stânga, Maica Domnului, în a cărei grădină suntem. România a fost deseori supranumită grădina Maicii Domnului, ținându-l pe pruncul Iisus și având arhanghelii alături, dar și arătarea Sfintei Cruci, sărbătoare căreia biserica mănăstirii este dedicată. Se știe că Sfântul Constantin, primul împărat creștin, împreună cu maica sa Elena, au descoperit lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Hristos. În ansamblu mănăstirii regăsim și păsări sau chiar animăluțe, nici de curte, iepurași. Este o oază de liniște, de pace, un colț de paradis în natură. Soarele ne zâmbește și el, dincolo de culmile de peste Valea Prahovei, unde dinspre Secăria, dinspre Valea Doftanei și până în Azuga, sunt trasee de ciclism montan cunoscute, de fapt vechi trasee de transhumanță, folosite astfel pentru sportul actual. Ne aflăm la Bușteni, pe Zamora, pe partea dreaptă a cursului râului Prahova, în sensul dinspre București spre Brașov, în fața intrării la castelul Cantacuzino. Castel Cantacuzino, aparținând lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, după inițialele pe care le puteți vedea pe porțile de la intrare, beneficiarul acestei reședințe de vară, construită de către arhitectul Grigore Cerchez, ale cărei opere le-am admirat și la București, în stil neoromânesc, cu piatră de râu pe exterior și cărămidă la interior. Un castel situat într-o zonă deosebit de frumoasă, înconjurat de păduri, dar cu o priveliște deosebită către Munții Bucegi, către Crucea Eroilor de pe Caraiman, într-o zi senină, bineînțeles. Astăzi este ceață. S-a încălzit puțin vremea, după ce zilele trecute deja a nins, la sfârșit de noiembrie. Dar cine a fost acest Gheorghe Grigore Cantacuzino? Fiul al contelui Grigore Cantacuzino și al Ruxandei Crețulescu, devenit politician, judecător, avocat, om de afaceri, președinte al Senatului României în repetate rânduri, prim-ministru, ministru de finanțe, al justiției, inclusiv primar general al Bucureștiului, dar și președinte al Crucii Roșii, aparținând Partidului Conservator. Se știe că familia Cantacuzino a fost descendentă directă a familiei domnitorului Constantin Brâncoveanu. Gheorghe Grigore Cantacuzino și-a efectuat studiile la București și la Paris, unde a obținut un doctorat în drept în 1857. Este unul dintre reprezentanții masoneriei în România, fiind membru al lojei masonice Saj de Heliopolis.
În 1866 este unul dintre personajele politice care au urzit îndepărtarea de la tron, de la putere, a lui Alexandru Ioan Cuza. Fiind foarte înstărit, a fost supranumit Nababul. Cu această avere colosală, construiește mai multe edificii, mai multe palate. Palatul Cantacuzino din București, astăzi Muzeul Muzicii, Palatul Cantacuzino de la Bușteni, dar și Micul Trianon de la Forești, o bună perioadă de timp, acesta fiind în ruină. Castelul de la Bușteni, pe care îl aveți în fața dumneavoastră, este ridicat pe locul unei foste cabane de vânătoare, un loc în care poposeau vânătorii, cap și popas, între București și Brașov. Pe dealul, pe colina aceasta denumită Zamora, vă spuneam, de la cățeaua de vânătoare Mura, care ei se făcea câte o trimitere să aducă vânatul. Lucrările de construcție durând 5 ani, iar mobilarea castelului încă 1,5 ani. La vremea la care castelul a fost construit, începând cu 1901, era unul dintre edificiile moderne ale locului, având canalizare, fiind electrificat, beneficiind de apă potabilă. Din anii 1930 devine reședință de vară a prințului. În 1948 este naționalizat și transformat în sanatoriu al Ministerului de Interne. Edificiul este, după cum vă spuneam, realizat din piatră cioplită la exterior, pe o fundație de beton și cu un acoperiș de țiglă. Construcția este de tip pavilion, un patrulater cu latura sudică deschisă, cu o curte interioară împrejmuită de patru corpuri de clădire, interiorul castelului fiind de factură romantică, păstrând și astăzi mozaic de tip roman la primul nivel, picturi murale realizate de artiști venețieni, dar și vitralii din sticlă de Murano sau ceramică glazurată italiană, șemineele din calcar de albești cu mozaic și foiță de aur, plafoane din lemn de stejar sculptate, scări din marmură de Carrara, iar feroneria realizată la Paris din bronz. La interior prezintă casetoane cu frize decorative, iar în pavilionul central o galerie de picturi murale pe piele de Cordoba, prezentând 12 portrete în mărime naturală are membrilor familiei Cantacuzino, ramura dinspre Muntenia. Tot în pavilionul central, în sala de bal, există o colecție heraldică unică, 27 de blazoane ale neamurilor boierești îndurdite cu familia Cantacuzino. Putem vedea de aici o frumoasă logie pe care am zărit-o și la Palatul Mogoșoaia, palat construit de către Constantin Brâncoveanu. Este, de fapt, o logie de timp brâncovenesc, având coloane de piatră și arcade venețiene. Capitelurile acestea trilobate, arcadele trilobate, cu stema princiară incrustată în piatră, inclusiv pe pilonii de la poarta centrală. În curtea interioară există și un turn de vânătoare, iar pe partea exterioară o bisericuță, curtea având 3,5 hectare, grădina cu 3 avuzuri, 2 fântâni arteziene pe care le puteți admira,
alei cu copaci, o grotă antropică. Între 1935-36 a fost construită o biserică de lemn dedicată Sfântului Gheorghe Biruitorul, sfințită pe data de 13 septembrie 1936, în prezența reginei Maria și a principesei Ileana, care veneau deseori să se odihnească, să aibă o priveliște frumoasă asupra munților Bucegi. Vă spuneam că în perioada comunistă clădirea a suferit modificări, fiind transformată în sanatoriu, însă astăzi a reintrat în posesia Ioanei Cantacuzino, descendentă a familiei, retrocedată printr-un act în anul 2010, când aceasta decide să deschidă clădirea post de muzeu. În 2015, din 2015, în galerii se organizează expoziții temporare, se construiește și un parc de aventură, chiar și două restaurante, unul mai vechi, având la momentul înființării specific franțuzesc, cu așa numitele fine dining, da? Porții mici, delicatese, prețuri pe măsură. De altfel, trebuie menționat că începând cu această vară, pe lângă faptul că muzeul, bineînțeles, are o taxă de intrare, castelul, proprietarii castelului au decis să pună o taxă, să spunem, modică, de 15 lei și pentru vizitarea grădinilor, a exteriorului castelului, pentru accesul, practic, pe domeniu. Sunteți așteptați să vizitați, să vă bucurați de priveliștea minunată. Chiar dacă doriți să mergeți la restaurant, bineînțeles, va trebui să plătiți taxa de acces pe domeniu. Ne aflăm în fața gării din Bușteni, o construcție definitivată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, între 1890-1920. Lângă această gară sau în fața gării, privind înspre DN1, avem o statuie care poartă denumirea de monumentul Ultima Grenadă, o statuie dedicată caporalului Constantin Mușat, care și-a pierdut viața în Primul Război Mondial. O statuie din bronz pe un soclu placat cu marmură, unde sunt înscrise și numele a 50 de locuitori din Bușteni care și-au pierdut viața în Primul Război Mondial. Acest caporal practic și-a pierdut brațul stâng în luptă, însă a continuat lupta chiar și așa, cu acest handicap. Astfel că regăsim în întreaga țară trei statui dedicate lui. La Bârlad, Brăila și aici la Bușteni. Vis-a-vis de statuia caporalului Mușat, vedem vechea casă de cultură despre care vă vorbeam, că a fost total restaurată în 1986 în Bușteni, dar și Biserica Domnească. În 1889, regele Carol, împreună cu regina Elisabeta, printr-o donație, decid să construiască această biserică, tot din piatră de râu, în formă de cruce, împreună cu casa parohială și cu băncile tipice preluate ca și arhitectură din satele românești, care se găsesc băncile de piatră pe toată lungimea Văii Prahovei, ca locuri de popas, bănci acoperite. O biserică închinată Sfântului Nicolae, dar
și nașterii Maicii Domnului, al cărei arhitect fiind Ion Socolescu. Biserica trebuie să comemoreze, de fapt, existența pe viața, în viața pământească a singurei, unicei fiice a cuplului, regele Carol și regina Elisabeta, principesa Maria, care, din nefericire, a decedat foarte tânără datorită scarlatinei. Nu existau antibiotice, nu s-a putut trata. Este din piatră de la cariera din Caraiman, realizată de meșteri italieni, cu două turle, strana din lemn de stejar, catapeteasma adusă de la Viena, picturile catapetesmei fiind realizate de către pictorul cunoscut pentru biserici, Gheorghe Tătărăscu. Pictura originală a fost a unui pictor danez, dar s-a șters. Iar din incinta bisericii pe interior, în 1934, fiind repictată în ulei de către Gheorghe Belizarie. În 1927, regina Maria donează o icoană, tablou, Lăsați copiii să vină la mine, cu Iisus Hristos, iar în curtea bisericii se află un monument, o cruce dedicat eroilor din primul război mondial.